Domnul Andronic, știți cumva care sunt, cât se tranzacționează în energie și gaze în România anual? Din punct de vedere al sumelor? Sumelor sau financiare, acela? Sumelor de bani. Păi nu știu, dar bănuiesc că ne aducem undeva spre 3-4 miliarde. Între 20 și 30 de miliarde de euro, domnul Andronic. Uriaș. După cum vedeți, sunt la 10%. Ia vedeți la sumele astea... ce important este Ministerul Energiei. Și ce poate să iasă. Da. Acolo, dacă e să vă spun exact, cunoscând discuțiile, a fost mai mult vorba de un interes strategic pentru proiectele care urmează să vină pe zona energiei. Care sunt acelea? Ar trebui să le vedem în strategia energetică a României. Iar acele proiecte cu SMR-urile, cu acele motoare de submarine mici pe care... Vă numesc că de asta vă referiți la proiectele americane. Da. N-am nimic împotrivă, sunt ok, trebuie să vină să ne prezinte din punct de vedere tehnic cum vor funcționa. Este în regulă. Știu că de câțiva ani sunteți mințiți și ia să te aruncați după fentă că se vor face reactoarele 3 și 4. Eu am pus-o la televizor... M-au blocat. Oricum, cu noua strategie verde... cu planul verde de la Bruxelles, le facem degeaba, că urmează să le închidem. Nu, domnul Andronic, am spus-o acum câțiva ani și cineva m-a criticat, am spus, nu veți face niciodată reactoarele 3 și 4, pentru că ăla care le putea face, l-am lichidat în 89. De ce? Acolo nu ai apă de răcire. Și toți miniștrii vorbeau numai prostii la televizor, din păcate aveau acces. Și unul din ministrii am atras atenția, nu mai vorbi, că alea nu se pot face, pentru că îți trebuie apă, trebuie investiții, trebuie făcut un baraj ca la porții de fier, e complicat. Se pot face, tehnic, se poate face orice, dar nu se vor face. Dacă vă aduceți aminte, a fost aruncat o fentă că au venit americanii, gata, să face reactorul 3 și 4 și după nici o lună de zile, eu am ieșit la televizor și atunci am spus, nu se va face. Ce dacă au venit americanii? A venit și au spus, nu mai facem reactoarele 3 și 4, facem niște reactoare mai mici, acele SMR-uri. Care... Județene. Județene. Tot da. Ajută, poate să împune, nu vreau să intru într-un domeniu nuclear. Da. Dar... vis-a-vis de strategia asta, e o strategie, până la urmă, de vânzare. E foarte bine să vină. Noi avem deocamdată șansa să intrăm în incapacitate și să scoatem unitățile de producție din funcțiune. Nu uitați că azi Mureșu a fost scos, s-a mințit la televizor că se mută reparația din vară în iarnă acum. A fost scos. Nu uitați, acum 3 zile s-a consumat 9.000 de megawatts în România și nu vreau să intru pe tehnic. Noi s-a importat 2200, capacitatea noastră maximă 2500 de import. În momentul în care crește, România trebuie să scoată, să oprească Aroslatina, să oprească Sidex, să oprească anumite unități de producție. Deci am fost acum pe picior de le opri. Important 2200 și consumam 9000. Dar în momentul în care criza ăsta, iarna, se lungește... Iar cu gazele... Noi mai producem gaze? România mai produce gaze? Da, România de la Romgazul de la undeva la 20 de milioane de metri cub pe zi în 2014, cât aveam atunci. Era secretar de stat profesorul PSD-ul. Aici a avut niște avantaje. Era profesorul Albulescu de la Ploiești, mare profesor de la facultate. Asta e meseria. Petrol și gaze, da. Produceau 20 de milioane de metri cub, cred că au ajuns undeva la 14. De ce? Au închis puncte de exploatare? Bineînțeles, nu exploatează, nu au deschis noi zăcăminte pe care le au. Am spus-o într-o emisiune. Zăcămintele de la Caragele, așa se cheamă, da. Zăcământul, cu capacități foarte mari de producție de gaze interne, unde ei se pricep și puteau să treacă în exploatare. Nu exploatează de ani de zile. Sunt sonde... Nu vreau să intru în tehnic, sunt sonde cu 350.000 de atmosfere pe capul de erupție și nu fac un inel undeva spre Urziceni să dea drumul la producție. Sunt o serie. Romgazul are... Are vreun interes? Are un joc special, nu, Romgazul? Nu, Romgazul poate să aibă un joc special punând incompetenți în funcție și acei incompetenți sunt... În vederea ce? Sunt ușor de manipulat.